Because some things are just worth fighting for. Salutări, prieteni! M-am întors. Meciul 2 între Ovix și domnul Adel. Adel în partea sus a hărții, Ovix în partea de jos. Un good luck fan aruncat aici de către jucătorul român. După ne-a văzut în primul match, francezul pur și simplu a ieșit, n-a dat un GG, ceva, orice. Să vedem dacă îi va răspunde la salut. Și dacă ne întoarcem la primul match, cred că nu se aștepta absolut deloc. Nu știu despre caracterul acestui Adel Scott. Francezii de obicei sunt foarte, foarte nervoși, ciudoși, nu știu cum vreți să-i spuneți. Pot să spun același lucru și despre Todd, care mai nou a devenit comentator. A fost un nume mare în Warcraft 3, însă era să-și încheie cariera destul de brusc. După un meci de Warcraft 3 sau ceva campionat de genul ăsta, a fost învins în semifinală sau în finală. Și când a venit un reporter să-l întrebe, ok, ce crezi că s-a întâmplat, de ce crezi că ai pierdut, cel mai departe, pur și simplu iar să-l ia cât a putut de tare una în moacă. Și cam atunci era să se încheie cariera lui Todd, deci tot alt jucător francez. So, se prea poate ca atitudinea asta destul de nasoală sau nașpa, cum vreți să-i spuneți, a francezilor față de alți jucători poate să fie explicația pentru care nu s-a dat GG, nu se urează un good luck măcar sau un have fun, ceva, orice. Însă asta e, nu prea e mulți jucători foarte cunoscuți acolo pe StarCraft sau care să fie avut rezultate gen cum a fost Grabi, da? Sau cum e Grabi. Hasop și așa mai departe din partea germană. Este echipa asta Millennium, dar n-a avut nu știu ce rezultate extraordinar de mari. Bun, ne întoarcem la meci unde vedem că de această dată domnul Ovix minează doar cu două probe din ambele gaze. Deci vom avea parte și de un expand din partea lui. Iar Adel Scott, aceeași chestie, tot trei worker băgați aici în gază. Ovix va reuși să vadă chestia asta cu proba asta sau măcar să vadă exact cât se minează sau cât s-a minat până acum. Și să vedem ce va alege jucătorul francez. Până acum build identic ca și în primul match, tot două gate-uri, cybercore-ul și ambele gaze luate, trei lucrători în fiecare. Din partea lui Ovix mai avem un gate și va juca safe. Va produce de pe aceste două gate-uri stalker. Sper că va încerca să scoată și mothership core-ul ăsta exact și să fac un pic de peekaboo cu acel mothership core, să vadă exact ce se întâmplă în baza lui Adel Scott. Între timp, primul stalker pe hartă pentru Ovix va fi trimis să facă un pic de scouting după piloane și mai departe. A zis că în primul match Adel Scott căuta frenetic după acele piloane, însă le-a găsit prea târziu și normal nici nu se aștepta la cel Dark Templar play. Din partea francezului, iarăși Twilight Council se pare că a hotărât ca în acest match să-și pună în aplicare acel blink play. Rămâne de văzut dacă va fi blink play sau nu. Stalkerul lui Adel Scott întâlnit aici pe hartă. Superioritate din partea jucătorului român, Mothership Core plus încă un stalker. Șanse prea mari pentru stalkerul lui Adel Scott nu vor fi. Dar mai apar încă 3 și din nou blink pentru francez. Ovix ar trebui să-și dea seama despre ceea ce vine, văzând atât de mulți stalkeri. Și cât pe acest să prindă un stalker al francezului, 4 stalkeri acum la 3. Pilonul ăsta se termină, să vedem ce va alege să... Oi, nasol moment acolo, se pierde mothership core-ul. Și încă trei stalker pentru Ovix. 6 stalker la, ia să vedem și unitățile, la 7. Însă e greu să intre aici. Și blinkul este la jumătate, deci mai are până când se va termina. Avem robotic acum pe bara de producție pentru jucătorul român și
cred că va fi safe împotriva acestui blink play. E important ca acel Immortal să fie ținut în viață și să poată să respingă ceea ce vine dinspre Adele. Apoi, încet, încet, vei putea să crești, atunci acei stalker vor deveni, aproape irelevanți cu tech-ul superior pe care să vedem dacă Ovix îl va atinge. În spatele acestei chestii avem frumos acest Nexus. De ce alege să se extindă? Pentru că odată cu venirea acelui Blink vei putea să fii foarte mobil pe hartă, vei putea să-ți ții oponentul sub o presiune constantă și în spatele acestei presiuni puse cu Blink Stalkers tu poți să te extinzi, să-ți saturezi baza asta de aici și așa mai departe. Din păcate, se pare că Ovix nu alege să facă același lucru. Primul Immortal a ieșit, mai avem și un observator în spate și dacă Ovix nu va reuși să facă ceva damage, ba, alege să se extindă și el. Însă să vedem cât de bine va putea să reziste la acest asalt care va veni din partea lui Adele Scott. Foarte frumos, prinde acolo observatorul și fără viziune pe high ground, acești stalker nu vor putea să facă blink. Însă e important ca unitățile astea să fie salvate acolo. Pierde un stalker, Ovix. Însă reușește să se retragă cu pierderi minime pe high ground. Din păcate, a trebuit să dea un cancel la acel Nexus și Phoenix-ul ăsta halucinat. Vede că s-a extins francezul. E destul de în spate românul nostru. Deci va alege să facă. Se va duce pe tech-ul de coloș. Mai adaug aici un gateway, însă trebuie să ia în calcul și faptul că francezul este deja cu o bază în fața lui și deja începe și construirea acestei forșe, ori începe și upgrade-urile alea. Însă deocamdată acest blink play închis foarte, foarte frumos de către jucătorul român. Un pilon aici, să vedem cât damage va putea să facă și dacă va putea să-l omoare pe francez aici. Însă să nu uităm de mobilitatea acestor blink stalkeri care vor putea foarte, foarte ușor să mai facă snipe la un stalker, apoi să facă blink și așa mai departe. Și normal să poată să facă un mic backstab în momentul în care tu ești pe hartă. Exact asta se și întâmplă. Ai venit cu armata, le revede drum bun, s-a făcut blink și vrea să verifice dacă există Nexus. Nu există Nexus acolo pentru Ovix. 71 supply la 82. Și chestia asta îl va obliga pe Ovix să vină acasă, să apere și automat nu va putea să pună presiune pe jucătorul francez. Între timp, dacă ne uităm la lucrător, 39 la 26 de probe pentru francezi și lucrurile arată destul de nasol pentru al nostru român. 4 gate-uri, avem și un colos în mixul ăsta de unități, însă rămâne de văzut, pierde acolo acel observator, cât de bine va putea să se angajeze în luptă Ovix. Proxy pine-ul ăsta foarte bine poziționat aici, nu a fost descoperit de către francezi. Ca și upgrade-uri 0 la 0. Hai să vedem angajamentul ăsta. 102 la 82. Ovix este un pic supply block, pic mai mult. O, colosul ăla sniped acolo cu ajutorul acestor blink stalker. Și de aici, da, mai avem și acei immortal din partea lui Adele. Lucrurile nu arată deloc bine pentru român. Totuși va încerca să ducă meciul la sfârșit, dar șanse nu există. Da. Asta înseamnă să joci la blink și ați văzut și voi cât de multă mobilitate i-a dat francezului. A venit, a văzut, a ieșit pe hartă. A apărut Adele cu acei blink stalkeri, Ovix vrea să plece, a venit cu blink stalkerii, a început să-i arate, bă, sunt aici la tine, dacă pleci, ți-am intrat în main, îți omor și puțină economie care o ai. Ovix trebuie să se retragă, francezul a știut ceea ce vine, n-a văzut niciun Nexus acolo și a fost pregătit pentru
all-in-ul ăsta care a urmat din partea lui Ovix. Ovix era prea în spate, va trebui să-și facă cancel acel Nexus în momentul în care stalkerii lui Adela au apărut pentru prima oară în proximitatea bazei lui și din această cauză singura opțiune care putea să mai aibă Ovix era să facă un all-in cu tot ce avea, cu toată armata. Din păcate, ați văzut și voi francezul pregătit, aici avea cred că 3 mortal, apoi acei stalker care a reușit foarte frumos să facă un snipe la cel colos și drept urmare Ovix pierde acest de-al doilea match. Adel Scott egalează situația, este 1-1. Nasol din partea francezului, fără un GG, fără un good luck, have fun. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în ultimul meci, în meciul 3. Până atunci însă, vă mulțumesc că ați urmărit și până data viitoare, toate cele bune. Ciao, ciao!